Uomo coace! Che sei della pecco. Salut vă șacalilor! Ce faceți? Băieții mei, a venit ziua, de când așteptați voi ziua ta, nu vine să cred, băi băiatule. Deci ochelarii cu Sabin și cu reacțiile sunt efectiv meme-urile canalului meu, deci sunteți genial, deci vă iubesc cu toate meme-urile. Fii atent ce s-a întâmplat. Nu prea aveam starea, știi? Nu aveam starea. Uite, m-am lovit aici, stai să mă uit. Aici mi-a spart capul aseară, știi? Gen, stăteam pe pat și gen m-am ridicat și am alunecat și am dat așa cu capul de asta, ai să-mi trag. Eu n-am mai văzut atunci, știi? Eram gen, ai, ce ai de... Oileu. Da, bă, și vă dați seama, după ce mi-am spart capul, după ce mi-am luat mindfuck total, adică vedeam doar negru și eu credeam că am ochii închiși, dar aveam ochii deschiși, dar vedeam negru. Îți dai seama că după ce spargi capul, nu mai ai chef de reacție, știi? Dar la un dat am văzut acolo cum toată lumea aștepta, bă, și m-am gândit, bă, și am început să râd ca un proști, am zis, bă, azi e ziua. Nu o să vă mai țin, o să trec direct la reacție, că cred că sunteți nebuni după chestia asta și eu sunt nebun, bă, mă bucur că se întâmplă asta, dar trebuie să dați un like. Deci fii atent, frate meu. La cealaltă reacție am făcut 40.000 de like-uri, bă, ori facem mai mult, ori hai, bă. Bun, băieții mei, hai să trecem la treabă. Astăzi Chelbosul reacționează la Ce fac eu dimineață? Diana's Vlogs și e postat acum un an și ea doarme. Aparent dormea, cred că dormea. Aș vrea să vorbesc mai încet să nu o trezesc. Mă gândesc că poate o fi adormit aseară, filma un vlog, știi, și se filma așa, știi? Și cred că îi făcea snap-uri, știi? Și genul a dormit așa și acum a început vlogul de dimineață. Deci Diana deja are un punct pentru creativitate de la mine. Frate, mi-a plăcut, adică să dormi o seară întreagă așa nemișcat și să începe așa vlog, mi se pare genial. De astăzi avem niște căști proaste pentru că eu nu le mai am pe celelalte, cred că le-am pierdut prin Franța sau nu știu pe unde le-am pierdut. Doamne ajută, poate fac și o bandă de căști. Dumnezeu îmi ține căștile de sus și hai să vedem. Mama, cu 2 ani e videoclipul, ești nebun la cap, eu îi dau like pentru că mie îmi place să vă dau like la absolut ce faceți voi și vă reamintesc că eu nu râd de voi, râd de chestiile pe care le faceți. Deci eu n-am nicio treabă cu voi, sub eu dacă râd, mie îmi place de tine. Deja râd. Bun, băieții mei, am starea potrivită, hai să-i dăm. Bă, nu știu, ia și timpul aia de a-mi reacționat eu data trecută de se trezeau așa, știi, așa deodată se trezeau, nu știu cum. M-aș dezici că mi-am amintesc de Alba ca zăpada când a venit tipul ăla pupată și ea era moartă. Și da, s-a trezit așa frumos, gen, salut, ce am făcut în ultimele 24 de ore, ha? Dă-i, ia. Oh, bună dimineața! Bună! Bună! O să vă arăt ce fac eu de dimineață. Yeah. Să începem! Hai să începem! Primul lucru care îl fac este un... Pe care îl faci? Rece. Ai 7 ani, dar pe care îl faci, totuși! Bă, ador copiii care fac chestiile astea, este genial, bă! Hai, mă, ce ai făcut? Stai să dau un pic înapoi, așa, bun, hai! Să beau lapte rece. Bei lapte rece și eu mai beau lapte rece uneori, să știi. Ia uite! Deja l-a terminat! Bă, ori era foarte sete, ori e o moldoveancă. Adevărată zic. Bun, gata, deci trebuie să mai vorbesc, pentru că dacă vorbesc, voi vă supărați cu mine că vorbesc foarte mult. Numai că eu nu pot, eu trebuie să comentez, deci eu trebuie să râd, nu pot. Plus că n-au nimic în căștile astea și eu când n-au nimic trebuie să vorbesc ca să completez, mă rog. E o adevărată structură așa la reacții, mă rog. Gata, hai, spalte pe față. O, ce chiveta. Să mare. Deci zici că e ligheanul meu din baie, mă jur pe viața mea dacă nu e ca ligheanul meu aia. Mâncați, așa ai zici că e pompă de aia de apă. Să șterzi. Ia uite, și-a lăsat celălalt ligheanul. Aoleu. După aia mă îmbrac cu pantaloni și bluza. Bă, mâncați! Ce-ți-ai de la Pepco? Nu zis asta, nu zis asta, deci bun. Bluza. Așa. Ce cu chiloței de la Petco? Fata mea Diana, mă jur pe viața mea că să las un comentariu. Uite mă care comentariile blocate. Deci voiam să-i zic că eu... Nu, deci pentru asta mă abonez la Diana Dienuța. Deci eu mă jur pe viața mea. Uite, m-am abonat la ea. Este singura fată care a avut curaj să spună timp de șa chiloței de la Petco. Dar măcar a avut curaj să spună. Bă, mâncoțești. Eu voiam să încep să spun că... Uite, ia. Ia uite fata mea, că îți iesă bucuțele prin aia. Uite, îți iesă și buricul. Uite, ce vă chiloței de la Pepco. Au și pantaloni. Ia uite. Și după aia îmi desprind părul. Dar de ce? Doarme cu părul prins și... Mâncoace, zici că rupi smochine în două, bă, cum dau, bă, ești nevolacă. Dă-i, fata mea. Mâncați, așa că nu-mi sta asta în ureche. Dă-i. După ce mi l-am desprind, aia frumoasă. Mi-l pieptă. A, tu ți-l pieptă. Nu mă pieptă cu ăsta. Bă, și mie îmi place să mă fii atentă, mi-am luat și un pieptăn de la, dar era o leacă mai mic. Ia uite ce face, adevărat zic. Cam așa e și la mine. Până l-am frumos sau măcar drept.
A, frumos, da. Facem prin păr. Și-o. Cam așa. Și tu-ți prins părul? Unde e aia mea de prins părul, mă? Unde am pus-o? Bă, ești nebun om aia, mă. Bă, mi-l prindeam și eu, dar nu chiar atât de jos. Eu mi-l prindeam o leacă mai sus, dar văd că ea are tehnica asta, ei, na, mă rog. Fiecare cu tehnica lui, cu prinsul părului, adevărat. Așa. Dar ce-o fost asta? De ce-o lăsa cadrul ăsta? Ia uite, o pus pauză. Așa. Ăștia sunt ochelarii mei. Deci asta e aur pur videoclipul ăsta, deci e aur pur. Cația și cu slăpuțe din piață de mâna mama la 5 lei când eram, când aveam 7 ani, încă mi-am ia și acum, dar te zic așa, băi, așa tare. Nu-i fata mea, Roxana, de la mine te cheamă. Așa, calță-i? Și merg să mănânc. Oh, să papi. Și înainte să mănânc, merg puțin să iau aer. A, ia aer, da. Da. Dar nu să spun nimic. Să rămână. Mâna. Pregătesc micul dejun și îți iau un pat. Să rămână. Și ca să-mi pregătesc. Băi, dar n-am ar saluta mama aia. Fii atent că ai așa, nu, că trebuie să răspundă. Dar nu să spun nimic. Să rămână. Am votat cu Dragnea. Un pat. Băi, nici așa două drept. Micul dejun și îți iau un pat. Așa. Și ca să-mi pregătesc prânzul, îmi trebuie o felie de pâine. Pâine, dacă e lipi aici. Margarină și sare. Mamă, cu tot. Margarina. Am și eu niște căști de la Razer. Am un mouse de la Genesis. Am și o tastatură de la Genesis. N-am făcut promovare. Mâncația și are parteneria cu Delma și are 200 de abonați și la 300 de mii. Bă, nici măcar o firmă de apă nu mi-o dat cerere, bă, să vorbesc. Bă, nici o firmă de apă, ești prost? Mă rog, mama ei cred că era foarte dezorientată când ea vorbea singură. Mă, ce trebuie cu face? Aoleu, doamne, dar ce... Aoleu, da, tata e vin o să o batem pe asta. Hai să continuăm, dai, 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 bun. Așa. Un pic. E puțină, grație multă, nu mănânci. Nu, puteai niștită. Nu, că nu mănâncă. Să nu consumi. Ce face foame, v-am zis că deci e moldovean, că clar mâncați. Dacă atunci când ai o cutie de margarină îți ajunge să-ți pui o lună din ea, înseamnă că ești moldovean, bă, că mănânci cu măsură. Ce-au venit bunii? Băi, să-ți... Băi, pune... Bă, dar pune, bă, mai puțin, cât pui, bă, o lingură. Băi, nu, no, deci e genial, bă, e genial, nu, gata, tac, tac. Tac. Așa? Așa. Și acum punem sare puțină, când bă, dar nu mă strica, mă. Hopă, foamea, că... Uite, hop, eu mai curs și după celălalt ăla. Și o pun pe o farfurie și pentru partea a doua a nostru, ne trebuie salam. Așa. Nu trebuie pe lipă, doar două. Doar două. Și o să le dai triunghiuri. Nu prea ține polta, e ok. Sunt în total 6 triunghiuri. 6 triunghiuri, 2 ori, 3, 4, 4, bucățele așa mici și le punem. A, ia uite. Băi, nu... Băi, mamaie, nu. Chiar mai multe, dar lasă puțin. Băi, mamaie, da. Băi, da, mamaia. Băi, mamaia, bă, dar nici mamaia mea nu făcea așa. Bă, mamaia, să puneți acolo. Băi, nu mă altai. Băi, să nu pui. Băi, nu pune mult că tu... Că nu mănânci. Nu mănânci. Nu mănânci, a? Să nu rămână pentru tata aia. Nu mănânci tu, aia e. Gata, nu mai zic. Tac, tac, mă jur pe viața mea, tac. E greu, mă. E greu. Eu nu știu cum are atâta timp în Cateș. Eu mă ratam liceul dacă făceam așa. Cam așa. Doi, bun. Un, doi, trei. Așa. Și eu îl pot mânca. Așa, bun. Op, zici că e pizza. Pizza low budget. Ia uite-o. Bun. Bun. Ultima felie. Vezi că ai aici. Așa. Așa credeam. Bă, dar tipa asta chiar e gen de aia care are timp. După aia sigur mă șterg. A, sigur. Sigur, sigur, da. Da. Ok. Tipul, băi! Apoi beau suc de portocale. Băi, dai băi și lui frate tu! Uite-mă pe la micu! Bă, vrea și el! Dai, dai, dai! Stai, 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 stai! A, de-aia eu zis, mă, să nu mănânce multă margarină, mă, să-i rămână și lui Puștiu. Azorel! Apoi beau suc de portocale. Mamă, mâncați-și. Și dezamăgit, bea sucul ăla de portocale. Apoi așa. Puh!
cu prințesa Sena, cu cine ai mâncat? Uți, Johnule, doi pe asta acolo. Băi, nu pune multă pastă. Nu pune multă pastă. Dă-i. Băi, dar eu știu că pe aia trebuie să o ții, nu să o frești, că de ce mai automată dacă e faci așa? Hop. O scuipat? Prins-o, mâncați-o. Bă, deci zici că trăgea de un slime de la mâncați-o. Zici că avea acolo o pungă și trăgea așa de acum. Am prins, ești nebun la cap. Băi, băiatule, ce flegmuță o dat tipa asta. Deci n-am văzut în viața. Deci eu sunt om care s-a uitat la mulți oameni cum trag flegme, știi? Dar la asta deci n-am văzut. Deci e unic. Deci modul în care își stuche pasta aia fără să fie murdară pe la voi. Băi, eu când mă spăl pe dinți, deci am și pe aici pasta. Mă șterg cu protopul și după ceafă, știi, mai am pasta. Vă rog eu una cu 0,25, vă rog eu să moară casa mea, fii atent unde. Nu regret că am făcut asta, mă jur, regret. Denuța Roxana Andreea Mihaela, scuze că am mă jur, n-am vrut. Băi, dar nu, frate, mi-e cum să se termine așa repede, bă? Băi, eu m-am abonat, i-am dat like, deci eu mă jur pe viața mea că mi-a plăcut. Două morții, mă, fii de treabă, cum să nu râd la așa ceva? Eu inițial credeam că dacă râd prea tare, fac hemoragie externă aici, știi, și v-am să vă zic, bă, să sunați așa, știi, bă, dacă fac eu așa, să sunați când vedeți vlogul, parcă eram Dorian Popa. Astăzi vrei să mergem undeva? Nu vrem. Atunci o să mergem, hai cu mine. Da, cred că vă simțiți extraordinar să urmăriți un videoclip în care un chelbos care și-o găuri capul reacționează la o tipă care își face rutina de dimineață. E complet mirobolan, mi-a plăcut foarte mult pe viața mea. Deci ca să vă explic, ăsta e umorul cu care te naști. Deci nu e umorul ăla pe care ți-l formezi tu, nu. Deci ăsta ești tu de când te-ai născut. Dacă Dumnezeu a vrut ca tu să faci asta, păi tu faci asta ca să râd alții. Deci eu n-am umor, eu râd, eu sprut. Nu, dar ea are umorul ăsta care sunt. Deci mă jur, când o dat flegma, eu am pocnit. Am zis că mor, dracu, hop, zgonul de hemoragie externă. Uite, mă, ce mama dracu, mă, cum a dat? Da, bă, n-am avut atâta energie. De ce apare trebuie să-mi găuresc capul ca să am energie, mă jur, pe viața mea. Șacalii mei, asta au fost. Ne mai revedem cu altă reacție. Trebuie să băbuiți să mai cu nișerul, pentru că asta vreți voi. Vreți reacții, voi și mie îmi place să fac reacții. Dar hai să vă zic o chestie. Dacă eu le-aș face mereu, cum aș putea să vă mai... Cum ați putea voi să mai suferiți că eu nu postez, că postez des rea? Deci de asta vă las câte... Deci eu vă fermentez, vă pun la fermentat acolo un beci, voi vă coaceți acolo vreo 2 săptămâni, 3, o lună, cam așa, că după ieșiți prea grucat. Follow pe Instagram la Niculeț, aveți link-ul în descriere, nu uitați să-mi dați mesaje cu reacții, să vă uitați la reacții, tot depinde de reacții și de voi și de mine și de mine. Nu uitați să vă spălați pe dinți după ce mâncați. Eu plec. Pa, bă! Scriu altfel la modul hieroglife, o dau retardat doar să-ți placă de mine, orice doar să-ți placă ție. Tu ești șeful, tu nu plătești prețul casetei, sensul rachetei. Un pensul la peste machete, spun adevărul în piese și chestii. Ne-a sufocat geniu, dislexic, reflexul majestic.